luminez ca un soare. Mă văd? Hai, salut, prieteni! Deci tata are foaie și evident se împarte mama foiță. Tata se filmează prima dată în vlog și pare că doamne, mă fac de râs. Bă, mai în spate, eu trebuie să fiu mai în față. Da, da, da. Păi ce sunt întrebările? Patrick, în spate ca să le uiți. Mama tășează mereu. Nu-i place adevărul. Trebuie să duce, tata? Facem introducerea. Mm. Mai ales tigrușorul. Au, Patrick, e rușinat. Da-l încoa. Hai unde eu trebuie să mă așez. Ia că aici. Eu trebuie să nu lăsc cum mă dau. Părăți bine la cadru. Deci, salutare. Stai, îngurați. Salutare, gașcă, și bine au revenit la un nou vlog. Astăzi voi face un vlog. Cine mă cunoaște mai bine? Mama versus tata. Sau Alisa. Alisa o ajută pe mama. Dar ține cu tata în suflet. Tata meu este prima dată să filmez așa într-un vlog, să apare el tot așa tot corpul și are mai de fiori. Dar prima dată, dar nu și ultima. Deci eu aici am întrebările, am dăiat foaie ca ei să nu vadă. Pixul albastru, lui mama, pixul roz, lui tata. Nu, poate ce vine mai încoace. Așa, acum facem introducerea de la început. Ei? Da? Da, ce-i fost încălzirea. Fericit, așa frumos, da. A, bine. Deci eu așa cu voi să nu prea vă vedeți tare. Sper eu să mă dau la parte și să vă vedeți. Salutare, gașcă, și bine au revenit la un nou vlog. Astăzi voi face cine mă cunoaște mai bine, mama versus tata. Deci, aici sunt părinții mei. Salut. Mama versus tata. Salut, copii. Deci vreau să vă spun că tata meu este prima dată într-un vlog, așa să apară cu corpul. Bravo! Trece așa să te vadă lumea. Dar nu și ultima oară. Dacă facem împreună 20.000 de vizualizări la acest vlog, faci și partea a doua. Dacă facem 30.000? Facem partea a treia. Dacă 40.000, partea a patra. Deci, multe părți. Înainte de a începe vlogul, nu uitați să vă abonați la mine pe Instagram și pe YouTube. Deci, Instagramul meu îl găsiți foarte ușor, ceo.patricia. Și pe YouTube la fel foarte ușor, ceau Patricia. Și să nu mai lungim vlogul și să începem. Vă dăm care voce. Hai să vedem. Luați-vă. Așa, care sunt regulile? Deci, regulile este să nu trișați, să vă uitați la mine în foaie care sunt răspunsurile. Ai înțeles, mama? Eu? Tu dar fi mama că e vulpe. Deci. Nu m-a scris, rog, că este costum nou. Da. Tot frumos. Deci eu am aici întrebările. Eu am aici o foaie albă, care o să răspund corect la toate întrebările. Prima întrebare. Care este mâncarea mea preferată? Ta-dam! Ți-ai dat arăta! Stai, eu nu pot. Să vedem. Mama, ce ai scris? Mama, cartofi. Arată la cameră. Eu am scris cartofi prăjiți. Din păcate, tata are un punct. Se începe plus. Deci tata câștigă 1-0. Pune minus. Cum se era de așteptat? Eu sunt șoc. Care este cartea mea preferată? Eu știu. Tată, numai unul. O carte, numai un răspuns. Okay. Nu începe, okay. Așa e prea deștept ești. Poftim, arată. Așa, mama, ce ai scris prima dată? Da, să văd. Jurnalul unui puști. Tată? Bunicuța Hoață. Cade... Mama, un punct. Tata, da, minus. Da, să vedem. Scris foarte micuț. Ui, am scris tu pe lisă. Tada! Așternutul de pipat o iei. Deci 1-1 scorul. Întrebarea numărul 3. Care este piesa mea preferată când eram mică? Da, când erai mic, câți ani? Da, nu depinde. Când eram mică, vreo 5-4 ani. 5-4 ani. Hai, ne pierdem timpul, vă rog. Deci. Nu trebuie să mă gândesc. Un copil cântă? Nu. No. Pare că știu. Tata, hai, scrie-mi repede. Inima mea bate. Ok. Sunt o fată frumoasă când scrie. Dar de când nici eu n-am ascultat când scrie. Nimeni n-are niciun punct, deoarece piesa mea preferată când era mică era Sunt bine! Sunt bine! Sunt bine! Hai, lasă dragostea să știi, sunt... Asta era cântecul nostru, nu? Da, nu, era și trezi din bucurie, știi, erau mai mult. Nu, dar ăsta... Sunt bine, eu când noi duceam pe Patricia la grădiniță, tot drumul cântam în prunea. Da, da. Și de ce n-ai scris? Eu am început să scriu Sunt bine. Sunt bine, sunt bine, sunt bine, lasă. Întrebarea numărul 4. Ce mărime port la încălțăminte? Da. Eu recunosc, ultima dată am cumpărat încălțăminte, îmi pare că avea vreo 4 ani de atunci. La noi tata se ocupă de încălțăminte la toată familia. Da. Nu știu. Deci, 33, cât ai scris tot? 34. Mama are un punct! 33! Cum copil
primeai încălțăminte. Nu cred așa ceva. Deci 33, doar că eu la cameră se vede invers. Da, tot! Da, Cati, da, și văd care 30 și... Să nu-i încălțămintea mea! Care este animalul meu preferat? Super! Eu prima, cine prima aici? Răspunde ce la câștigă. Deci? Adică când așa reguli? Ia să vezi ce-i scris? Niciunul n-a ghicit. Coala! Deci, care este cântăreața mea preferată? Mama, îți văd ce-i scris? Ileana Beregoi, tata, tu? Andra Gogan. Mama are un punct. Ileana Beregoi? Mi-mi place cum cânt. E prima dată, aud așa ce... Ei, cu prima dată! Am fost la toate concertele și cu tine. Ok, 2-2, hai lasă așa. Care 2-2? Mama are 3-2-1. Care era cântărețul meu preferat când era mic? Adică eu știu. Băiat sau fată? Nu știu. Eu știu că era așa meu. Rus, moldovan? N-are important, scrie. E cântărețul, un bărbat. El, e băiețul. Ce ai scris, mam? Igor Cred. Igor Cred. Da. Deci, care este cea mai bună prietena a mea? Eu știu. Nicoleta. Care este actrița mea preferată? Actrița. O știu. Eu tot știu. Eu prima, Jana Ortega. Eu tot am scris. Înseamnă că noi la 5 probe suntem egali. Un plus la ambii. Ce urăsc cel mai mult? Cristele Vasile. Eu am scris Ordine. Tata, un punct. Care este serialul meu preferat? Da, sunt 3. Sirenele. Frâu Liber. H2O. Clara. Frâu Liber. Dar știi de ce? De atac eu cum la Netflix uită la Frâu Liber. Da. Precis? Da. De ce nu Wednesday? E toate sezoanele, dar cu Wednesday puțin. Și atenție maximă, mai avem încă 2 întrebări. Am uitat să vă spun, cine câștigă primește un premiu. Ce? De ce ne-ai spus deodată? Ce-a jucat? Nu știu așa, știu ca să-mi murdăriți. Bă, tradicare. Deci, care este culoarea mea preferată? Da. Foarte ușor, dar și foarte grea. Eu cum știu. Turcoaz. Negru. Mama, un punct. Și ultima întrebare este, la ce vârstă m-am apucat? Așa, și ultima întrebare este, la ce vârstă m-am apucat eu de YouTube? Prima dată. Ce calculăm așa, ne gândim bineșor, da. 6 ani? 5 ani jumate. E încă 9-6 ani. Încă un punct, mam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puncte. 10 răspunsuri corecte. Dar tata, oricum s-a străduit un pic mai tare. 2 puncte, 2 lei. Gata, e de joc. Bravo! Hai, bravo, Alisa, bravo! Alisa, așteptăm cadou, mami. Deci, cadoul este un termos cu numele Cristina! Woohoo! Numele mamei mele. Alisa, să bem ceai. Super personalizat, este pentru mama cu numele mamei mele și cu o inimioară de iubire. Mulțumesc. Eu tot vreau așa ceva. Alisa, cum se uite, nu înțeleg ce cu picurile. Alisa, dă-le dacă. Am avut un pic de emoții și n-am putut să mă concentrez la acest loc. Vă rog frumos, puneți like-uri cât mai mult să nu aibă domnul emoții. Pentru încurajare. Da. Că de altfel o să fie primul și ultimul tău vlog în care apare. Prieteni, dacă mai doriți să fac vloguri cu părinții mei, puneți like-uri și share-uri. Și nu uitați să vă abonați la acest canal minunat, plin de peripeții. Da. Pentru că noi vom călători mult și bine. Până la școală și înapoi. Vai din capul nostru. Da. Anul viitor vom călători în toată Europa, mai ales în România. Doamne, scrieți asta undeva? Am scris în video aici. Un pic în Egipt. Pic în Dubai și un pic în Bali și un pic. Apropo, în Egipt, voi două mucoase nu mergeți, doar eu cu tata. Ha. Deși tu like, subscribe.